După iarnă și frig, organismul are nevoie de întăriri pentru a trece cu bine la programul de primăvară. Se instalează astfel astenia, o stare caracterizată prin lipsă de vitalitate și oboseală generală. Sunt semnalele pe care corpul ni le transmite pentru a ne informa că trebuie să ne reintrăm în formă cât mai rapid ce este astenia de primăvară. Deși nu este considerată a fi o boală, astenia de primăvară vine cu un set de simptome legate de lipsa de energie, stare de apație sau tristețe. Este o tulburare care se produce în general la trecerea de la iarnă la primăvară și are legătură cu capacitatea organismului nostru de a se adapta la schimbările extreme. Chiar dacă primăvara este un anotimp minunat de care ne bucurăm întotdeauna, nu trebuie să uităm că el vine la pachet cu o serie de procese care afectează starea noastră mentală și fizică, după aproximativ 4 luni, în care perioada de lumină este mai scurtă decât cea de noapte, iar sinteza de serotonină, scadent de favoarea melatoninei, final pot să apară semne ale acestui regim de hibernare. Simptomele asteniei de primăvară La capitolul simptome se disting două mari categorii, fizice și psihice. Cele de ordin fizic se manifestă prin amețeli, stare de agitație, epuizare zilnică, obosezare, seal accentuată, lipsa poftei de mâncare, dureri de cap, tensiune arterială redusă, dereglări hormonale, senzație de leșin, insomnia sau somnolență, disconfort fizic general. Pe lângă acestea, specialiștii au mai identificat și simptome psihice, cum sunt imposibilitatea de a aduce la bun sfârșit anumite acțiuni, epuizarea psihică, tristețe intensă fără un motiv anume, irascibilitate, pierderea interesului în activitățile preferate. Nici copiii nu sunt scutiți de de această adaptare de la un timp la altul. Printre manifestările caracteristice asteniei de primăvară, în rândul micuților se află fluctuațiile de dispoziție, nevoia de a dormi mai mult ca de obicei, dificultatea de a adormi, apetitul diminuat sau irascibilitatea. În același timp, copilului îi este mai greu să se concentreze, inclusiv când vine vorba de activitățile realizate prin joacă. Este mai apatic și pare lipsit de entuziasmul, specific vârstății. Mai ales copiii mai mari se pot plânge că au dureri de cap sau că se simt amețiți. Astfel de simptome pot fi însoțite în cazul copiilor alergici, de ochii lăcrimoși, de strănut sau chiar de tulburări digestive. Cu toate acestea, ele nu ar trebui să dureze mai mult de două săptămâni. Primele semne ușoare ale asteniei de primăvară se instalează de la mijlocul lunii februarie și se accentuează până la sfârșitul lunii martie, în cazul în care nu se iau măsurile potrivite pentru tratarea stărilor, Durata variază în funcție de fiecare persoană, însă cert este că această stare dispare atunci când nivelul serotoninei din organism se stabilizează. Dar dacă simptomele persistă mai mult de 3 săptămâni, ar fi bine să consultați un medic. Relatează click.ro.